Începând cu data de 10 aprilie, colectivul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița s-a mărit cu 19 agenți de poliție, absolvenței Școlii de Agenți de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina. Aceștia au fost repartizați la Poliția Municipiului Moreni, Poliția Orașului Pucioasa și Poliția Orașului Răcari în cadrul structurilor de proximitate, investigații criminale și ordine publică, dar și la posturile de poliție din județ în cadrul dispozitivelor de ordine și siguranță publică.